Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus.pi. Cu mare plăcere vă prezint invitatul meu din această seară și spun că este plăcerea de partea mea datorită vârstei pe care o are, datorită faptului că ne cunoaștem de ceva vreme și datorită entuziasmului lui. Este vorba despre Cosmin Dinu, președintele organizației Buzău Alianța pentru Unirea Românilor, dar dincolo de toată povestea asta, mi-aș permite să vă spun că este cel mai tânăr candidat pentru primăria municipiului Buzău. Ce îl mână în această luptă, vom afla în această seară. Bună seara, Cosmin, și bine ai venit în studioul Campus. Vă spun bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Trebuie să mă simt obligată, da, să menționez faptul că tu ești profesor, ești actor, ești fost și câteodată chiar actualmente jurnalist. Cu ce mai continuăm? Cred că este suficient. Ordinea este alta, probabil. Adică mai degrabă actor și după care pedagog sau profesor. Și în cele din urmă jurnalist. Dar partea asta cu jurnalismul, deși o practic sau o practicam de câțiva ani în urmă, acum a reapărut dintr-o necesitate. Ca să spun așa, dintr-o necesitate și revoltă totodată. O să vedem îndată care este necesitatea. O să te rog încă de la început să-mi spui dacă s-a scris despre tine că poți juca teatru. Poți juca teatru și bine pe o scenă, pentru că am văzut, dar punând ghilimelele acestei fraze, ce îi spune despre tine? Ghilimelele către vis-a-vis de această afirmație că joacă teatru și bine, care a apărut prin presă. Aș vrea să o lămurim, da, tocmai de asta o lămurim. Este o ironie acolo, din partea cuiva, pentru că, după cum bine știm, sunt situații în care scriem ce trebuie să scriem și să și ținem cont de alte reguli. Și oamenii înțeleg la ce mă refer, doar că, fiind profan de discuția actorie unii dintre noi și neînțelegând termenul, sau poate că sunt oameni care nu au fost niciodată la un spectacol sau nu au înțeles niciodată un film sau ceea ce face un actor într-un film, le amestecă. Este ca și cum să spun că toți suntem șoferi, dar am acuzat că suntem șoferi în viața de zi cu zi. Adică dacă mergem pe jos, nu mai suntem șoferi. Și trebuie să facem diferența între aceste două aspecte. Da? Nu poți să îi spui cuiva, băi, ai trecut pe zebră, mai e prin stânga, ce nu știi că e șofer? Sunt două lucruri total diferite, pe care oamenii, probabil fără experiență, le amestecă. Nu are nici o legătură una cu alta. De altfel, actoria nu este, sau actorul nu este un măscărici. Actorul, iar actul actoricesc, este mult mai complex decât am putea înțelege dacă nu facem parte din domeniul acesta. Și care mi-ar plăcea să dezvolt acest subiect, doar că ar fi o discuție probabil interminabilă și timpul este, bineînțeles, limitat. Cert este că ceea ce face actorul nu se poate amesteca nici cu jurnalistul, deși este vorba de aceeași persoană, nici cu omul politic, nici cu nimic altceva. Telespectatorii noștri care nu te-au văzut într-o piesă de teatru sunt convinsă că în viața asta vor avea ocazia să o facă și mi-aș dori foarte tare să te vadă pe o scenă. Ceea ce vor constata cu certitudine oamenii în această seară este că tu ești un bun orator, iar eu m-am convins, slavă Domnului, de acest lucru. Hai să le povestim oamenilor ce te mână pe tine la 25 de ani într-o luptă pentru cel mai înalt scaun din Palatul Comunal? Pentru început, un singur lucru. Se cheamă revoltă. Iar toate celelalte motive sunt derivate ale acestei revolte. Bun. Ești conștient de faptul că nu poți face administrație din revoltă, da? Da. Dar trebuie să fim conștienți că
nu primarul conduce orașul, pentru că lumea amestecă lucrurile. Nu, un om nu poate conduce nici măcar o gară, da, un oraș, vorba lui Petre Țuțea, dacă îmi permiteți să aduc în discuție ceea ce spunea Petre Țuțea, ăștia nu pot conduce o gară, dar o țară. Ei bine, trebuie să fim conștienți că nici o gară nu se conduce de unul singur, da? Deci cu atât mai puțin o primărie sau un oraș sau un municipiu sau un județ. Pe lângă omul pe care noi îl alegem, pe lângă primarul pe care mergem și îl votăm, pentru că ne place mai mult sau mai puțin, pentru că îl cunoaștem sau din diferite motive, acesta are nevoie de o echipă sau are o echipă care îl sprijină și cu care se sfătuiește în urma deciziilor pe care le pune în aplicare. Eu sunt conștient că eu nu am condus nici afaceri mari, am o afacere, dar este micuță. Am condus grupuri de oameni, am condus cercuri de formatori, am condus grupulețe, dar fără doar și poate nu am condus niciodată o masă atât de mare. Dar ceea ce trebuie să înțelegem este că, unu, primarul nu conduce un oraș, ci primarul se pune în slujba oamenilor, deci primarul este dator să facă lucruri pentru, nu lumea să facă pentru el, ci el pentru lume, prin sprijinul pe care îl are, bineînțeles, și echipa acestuia trebuie să fie o echipă foarte, foarte bine pregătită, care să îl ajute în luarea deciziilor corecte. În situația în care ai fi ales primar al municipiului Buzău, echipa despre care tu vorbești, ai putea să-ți o alegi din oamenii care sunt acum în jurul tău? În momentul de față, în momentul de față avem această echipă aproape completă. Și aici vorbesc despre specialiști inclusiv în științe politice și studii de securitate. De vârsta mea și un pic mai mari sau poate chiar mai mici. Vorbesc de arhitecți specializați în domeniul urbanistic, de vârsta mea, adică cu idei noi, cu concepții noi și care își doresc să facă ceva pentru mediul din jurul lor, pentru oamenii din jurul lor, nu pentru ei. Lucru des întâlnit în societate, ca să zic așa. Deci avem arhitecți specializați în urbanism. Avem tineri pregătiți pentru tot ceea ce înseamnă o echipă vie, o echipă curată, fără doar și poate curată. Este una dintre regulile principale peste care nu se trece sub nicio formă la intrarea în partid sau dacă s-a făcut o greșeală și cineva a intrat în partid, a fost infiltrat în partidul nostru și are antecedente de tot felul, este exclus fără doar și poate. Practic, și acum deviez de la răspuns, practic Partidul Alianța pentru Unirea Românilor are în componență doar oameni curați, oameni nepătați, oameni care vor să schimbe ceva, indiferent de alte gânduri păcătoase, ca să spun. Dacă reușim să facem asta, bine, dacă nu, o să continuăm, nu o să ne oprim. Am înțeles. Vreau să-mi spui cum vezi lucrurile în situația în care tu și Alianța pentru Unirea Românilor reușiți să câștigați suficiente voturi din partea buzoienilor. Ce se întâmplă, să spunem, cu proiectele vechi administrații, ce se întâmplă cu Buzăul de dinainte, cu Buzăul de după? M-am gândit destul de mult la această problemă, ce ar fi de făcut, sau de fapt știm cam ce avem de făcut, ideea este ce facem cu ce găsim. Sincer, la prima impresie ar fi fost că trebuie luat totul de la început. Dar există proiecte, există inițiative bune, fără doar și poate, capă peste tot. Că ele s-au finanțat altfel sau că bugetul este prea mare sau prea mic sau că ideea este prea proastă sau prea chicioasă, cum am văzut în anumite proiecte, că aici sunt discutabile. Dar sunt proiecte care trebuie continuate, dar mai mult și mai important decât atât sunt proiecte noi. Sunt proiecte care trebuie îndeplinite, sunt proiecte unele absolut necesare.
Și o să vă citesc câteva puncte din proiectul pe care sau o să vă menționez câteva puncte din proiectul pe care l-am. Mi-am câteva notițe pe telefon, nu am venit cu hârtii, știu că se practică în emisiuni să vii cu hârtii, eu urăsc treaba asta, să vin să vă citesc după hârtie ce vreau să fac. Asta pentru că stăpânești arta oratoriei, despre ce vorbim. Eu știu ce vreau să fac. Vreau să și vrem, de fapt, vrem să aducem înapoi în Buzău tinerii, pentru că... Te referi aici la diaspora? Mă refer și la diaspora, care va veni alături de Partidul Aur și vor candida pe la alegerile locale, prin comune, dar mă refer și la tinerii de seama mea, tinerii mai mici decât mine, care termină o facultate în București, în Brașov, în Cluj, prin țară și nu se mai pot întoarce în Buzău pentru că nu au ce să facă. Și pentru că și dacă s-ar întoarce și ar găsi ceva în domeniul lor, ar fi mai mult decât prost plătit. Bun, o să vreau să continuăm discuția asta cu proiectele pentru Buzău, dar mă simt obligată cumva și mă pun în pielea telespectatorilor de acasă care te privesc și se întreabă sau își spun, e în regulă copilul ăsta, ar putea să facă treabă bună, dar e prea tânăr, n-are experiență. Da, asta era de așteptat. Consider că știți ce se întâmplă, știți care este ideea cu experiență? Mi-am început viața de când colegii mei încă se jucau pe calculator sau încă se jucau în fața blocului, ca să spun. Eu am început să muncesc de atunci. Asta și pentru că mi-a plăcut, asta și pentru că am simțit nevoia să fac ceva pentru mine. Să nu uităm că probabil buzoienii știu. Am lucrat pentru o televiziune din Buzău, încă din vremea liceului, în clasa a 10-a. Noi ne amintim foarte bine acea perioadă și... Momentele în care mă implicam și în proiectele cu Consiliul Elevilor și în o mulțime de proiecte. Cred că am suficientă experiență sau mai multă experiență de viață decât au foarte, foarte mulți oameni politici la 50-60 de ani. Sunt convins. Și am curajul să discut lucruri și de administrație publică, lucruri și de istorie, lucruri și de naționalism și de ceea ce înseamnă patriotism și de absolut orice, cu orice persoană. Nu am absolut nicio problemă și sunt convins că în momentul 2 sunt în stare să las corigent sau corigenți foarte mulți oameni politici. Mi-ar plăcea să văd o dezbatere aici în studioul Campus TV. Aș fi chiar dispusă să te las să conduci o astfel de dezbatere, de ce nu? Pentru că experiența ai, slavă Domnului. Deci sunt dispus și sunt convins că aș putea lăsa corigent în adevăratul sens al cuvântului foarte mulți oameni politici în foarte multe domenii. Nu în toate. E absurd să credem că să consider că le cunosc pe toate. Dar în lucrurile pe care ar trebui să le aibă un român, mai presus de orice român care își dorește să facă ceva pentru societatea din care face parte, cred că știu. Și asta înseamnă și istorie, și asta înseamnă și tradiție, și foarte, foarte multe lucruri, lucruri care de altfel le găsim în pilonii principali ai Partidului Alianța pentru Unirea Românilor. Ai 25 de ani, ai terminat un liceu și o facultate care ți-au dat practic o pâine în mână. Vreau să-mi spui un lucru. De ce ai ales să rămâi în România? Trebuie să recunosc că nu de puține ori m-am gândit și de câteva ori mi s-a oferit și ocazia să plec din țară. Și ca actor și ca mai multe lucruri. Dar am refuzat pentru că am jucat în străinătate, am vizitat destul de mult, am văzut, dar nu există niciun lucru mai mulțumitor pentru tine și asta îmi pot confirma și oamenii din diaspora, mai mulțumitor decât să vorbești în graiul tău și să nu fie nevoie să-ți traduci în gând ceea ce spune cel din fața ta. Puteam să joc teatru în engleză, puteam să joc probabil și în alte limbi, dar și am făcut-o bucăți, dar nu se compară nimic cu limba română, iar cum spun, limba română este patria mea. Nu aș putea să plec de aici pentru că aș simți că rădăcinile mele, ceea ce simt, din păcate, frații din diaspora, rădăcinile noastre sunt în altă parte, iar noi suntem aici sau acolo. De unde, de când sau de unde se naște dragostea de România, patriotismul?
Patriotismul nu e, cum spune o poezie de al Tudor Gheorghe, nu e, parcă Tudor Gheorghe, nu e pălărie sau papion, să-l porți sau nu, să-ți se pară că-ți vine sau nu-ți vine ție. Te naști cu el, ți-am dat un sorții, n-ai cum să lepezi după tine. Îl porți ca pe cămaș al morții. Înseamnă că nu s-au născut cu el. Sau înseamnă că dorința sau alte dorințe păcătoase, să le numesc așa, sunt mai puternice decât patriotismul. Iar acești oameni sunt trădători de țară, din punctul meu de vedere, ca și mulți politicieni din România. Hai să și ne nu întoarcem... numai politicieni, și oameni. O să te rog să ne întoarcem un pic la discuția noastră de mai devreme în ceea ce privește, ce privesc proiectele pentru municipiul Buzău. Ce ar mai trebui făcut? Spuneai la un moment dat că se vor avea unde să se întoarcă tinerii din care au plecat din Buzău. Nu mai contează unde au ales ei să se ducă. Ce ar mai fi? În primul rând, trebuie să fim conștienți că avem nevoie de o dezvoltare totală în mai multe domenii în care Buzăul, sau în domeniul unde Buzăul este aproape de leșin, ca să nu zic de moarte. Sunt facultăți pe care mulți le termină și cu care nu pot face absolut nimic, cu atât mai puțin în Buzău. Vorbim de facultate de geografie, vorbim de facultățile de jurnalism chiar. Sunt o mulțime de studenți care termină jurnalismul și, să fim sinceri, jurnalismul în Buzău este cât se poate de jos și parcă se încearcă să meargă și mai în jos de atât. Adică dacă îi numărăm, noi ne cunoaștem între noi jurnaliștii din Buzău, care suntem o mână, ca să spun. Da? Deci nu e bine. Ei se mulțesc în perioada campaniilor electorale. În perioada asta sunt mai mulți decât de obicei. Dar în rest se știe care sunt. Și sunt o mulțime de tineri care termină facultăți și nu se pot întoarce aici din diferite motive. Sunt foarte mulți care termină dreptul și nu se pot întoarce pentru că probabil există un grup de oameni în care este mai greu să intri. Da? Astea au fost niște exemple care mi-au venit acum, nu le-am pregătit, dar trebuie să fructificăm inclusiv ceea ce avem. Iar unul dintre proiecte care vizează și tinerii, dar și pe cei vârstnici, este avem o mulțime de polițiști locali. Și s-a făcut tantam acum 4 ani, 5 ani pe acest subiect, că avem prea mulți polițiști. Să zic că n-a mai rămas chiar așa o mulțime, da, cum vorbește nu știu. Toată lumea. Cert este că, oricum, îi vedem peste tot. Trebuie să fim conștienți. De asta îi vedem peste tot. Și nu e un lucru rău. Nu e un lucru rău. Dar lumea este, văd lumea pe stradă, că devine deranjată de faptul că sunt prea mulți polițiști locali și că au prea mare salarii. Eu cred că asta a fost o idee indusă. Cred că da, și cred că a fost alimentată foarte mult. Eu cred că acei polițiști locali nu au fost bine, nu au fost puși în locurile în care trebuiau să fie puși. Da? Ok, sunt situații în care la instituție trebuie să fie mai mulți polițiști locali, da? Și altfel nu ar mai zice nimeni că nu fac nimic și iau așa. Bun, un salariu de polițiști locali trebuie să fim conștienți că este decent pentru un oraș ca Buzăul. E mai mare decât al unui profesor debutant, ca să spun. Nu știu cât câștigă un profesor debutant, astfel încât nu puțin. Pot să-ți dau sau nu. Bun, dar vă spun. Deci, mai putem adăuga încă 10 salarii de polițiști locali, pe care să nu le dăm unor polițiști locali, să le dăm unor asistenți. Avem școli de asistenți medicale aici în Buzău. Unul dintre proiecte, unul dintre punctele din planul, da, planul știi, meu... Ești conștient de faptul că în momentul ăsta pierzi o parte din electorat. În momentul în care tu vorbești deja de o categorie de care se vorbește de foarte multă vreme și în momentul în care tu spui 10 salarii de polițiști locali, putem să nu le dăm unor polițiști locali. Ai putea să pierzi din start minim 10 voturi. Dar nu am spus că trebuie să neapărat dați afară 10 polițiști locali. Am spus că putem adăuga încă 10 salarii. Bun, așa. Deci nu am spus că ar trebui dați afară, fără doar și poate. Asta nu contează mai mult sau mai puțin. Nu am spus că putem, dar cred că primăria din Buzău și-ar putea permite încă 10 salarii de genul ăsta care să meargă, pentru că avem școli de asistenți medicali, să meargă către 10 asistenți medicali care să fie ambulanți și să facă servicii, să meargă săptămânal la bătrâni. Este unul dintre proiectele importante, unul dintre primele. Gen îngrijire la domiciliu. Îngrijirea la domiciliu nu la oamenii grav bolnavi, ci la oamenii singuri.
este suficient ca la un bătrân să intre un asistent medical o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână, să-l întrebe, ți-ai luat medicamentele, uite acum îți iau tensiune, îți iau nu știu ce, haide, uite, trebuie să mai iei medicamentul ăsta, renunțăm la asta, să se ocupe strict de acești bătrâni pe care uităm. Trebuie să fim sinceri, la un dat uităm, nu, pentru noi nu ne mai interesează. Știți câți bătrâni sunt prin apartamente, prin Buzău și prin case, uitați? Ne amintim de ei, din păcate, când se mai găsește câte unul mort, de cine știe câte da, vreme. Da, și spune că e mort de nu știu cât timp. Ei bine, există orașe și mai puțin în România, dar în Europa există orașe unde au aceste echipe de asistenți medicali, care nu au un salariu imens, da? Dar care, până la urmă, să termini o școală în aceasta de asistent medical și să rămâi la tine în Buzău și să iei un salariu de 4.500 de 1.000 de euro aproape, cred că este mai mult decât convenabil. Iar serviciul este, în afară de faptul că este unul pe specialitatea ta, este și unul plăcut. Simți că faci ceva bun pentru societate, iar bătrânii aceia se vor simți în siguranță și ei, dar și familiile lor. Pentru că să nu uităm, tinerii nu sunt în Buzău. Tinerii sunt plecați pe unde și-au terminat studiile majoritatea și le-au rămas părinții aici. Cineva să aibă grijă și de asta. Și da, rezolvăm două lucruri odată. Unu, trei poate. Unu, rezolvăm problema cu bătrânii care... Știm foarte bine că nu este una foarte, foarte ok. Rezolvăm problema cu locurile de muncă pentru cei care termină și nu reușesc să plece în străinătate ca asistenți medical, pentru că foarte mulți asta fac. Și a treia, cea mai mulțumitoare, cred că este că știm că am făcut un lucru bun pentru societate și pentru semenii noștri. Foarte, foarte interesantă ideea. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vom discuta și despre alte lucruri care ar putea fi făcute la nivelul municipiului Buzău împreună cu invitatul meu.